Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Bogdan Șofend. Zi de doliu astăzi pe teritoriul României, dar și la Făgăraș. 26 iunie însemna de obicei sărbătorirea drapelului național. Astăzi nu a avut loc niciun ceremonial și asta în semn de respect pentru victimele tragicului accident din Muntenegru. Data de 26 iunie a fost declarată zi de doliu național în semn de respect față de victimele accidentului produs zilele trecute în Muntenegru. Drama trăită de românii care au scăpat cu viață i-a impresionat profund pe făgărășeni. Ne pare foarte rău că s-a întâmplat treaba asta. Putea să nu fie. Până la urmă. Timp de două zile, urmările accidentului din Muntenegru au făcut în conjurul lumii. O secundă de neatenție din partea șoferului a fost suficientă pentru a curma 18 vieți. Făgărășenii sunt solidari cu apropiații victimelor, dar și cu cei care stau acum la căpătuiul răniților grav și foarte grav. Se cuvine. Nu e așa măcar să ne arătăm compasiunea, că altfel mai e greu. Și apoi e așa puțin. Nu cred că ești om, oricât de puternic ai fi psihic, să nu te doară. Te pui în locul oamenilor. Drapelul României a fost arborat astăzi în Bernă, la Făgăraș, la instituțiile publice, la cele de învățământ și cultură, dar și la unitatea militară. În plus, toate manifestările culturale, artistice și sportive programate pentru astăzi au fost amânate. Nu doar în România a fost decretată astăzi zi de doliu național, ci și în Muntenegru, țara în care s-a produs tragicul accident. Eu sunt solidar cu săracii aia 18 morți și pentru faptul că un om n-a fost controlat într-o asemenea misiune destul de cu multă responsabilitate, sunt de acord că s-a făcut acest, cu toate că ținând cont de anumite păreri pe la mass media, televiziune, radio și așa mai departe, nu știu, exemplele care s-au făcut aseară și sondajele erau mai time out așa. Mie îmi pare rău, Dumnezeu să ierte pe cei care au murit, că e bine că să gândesc la cei morți și că au sărit în ajutor. Felicitări pentru domnul Arafat. În ultimii 15 ani, România a fost decretată zi de doliu național 18 aprilie 2010. Atunci au fost comemorate victimele accidentului aviatic de la Smolensk, în care și-au pierdut viața 96 de persoane, printre care și președintele Poloniei. De asemenea, în data de 3 august 2007, când au avut loc funeraliile patriarhului Teoctis, care a condus Biserica Ortodoxă Română timp de 21 de ani, în 2005 la mormântarea Papei Ioan Paul al II-lea, în martie 2004, în memoria cetățenilor români care au căzut victime ale atentatelor teroriste din Spania, precum și în septembrie 2001, după atacurile teroriste din Statele Unite. Ecoterm nu se salvează de insolvență prin încasarea taxei pe țeavă. Declarația aparține reprezentanților instituției Avocatul Poporului, care au audiențe la Făgăraș în fiecare lună. Cele mai multe nemulțumiri venite din partea făgărășenilor sunt legate de faptul că primesc în continuare facturi de la Ecoterm, în condițiile în care sunt debranșați de an bun de la furnizorul centralizat de agent termic. Curg nemulțumirile făgărășenilor legate de facturile primite de la Ecoterm pentru țevile din spațiile comune. Zeci de persoane și-au spus păsul reprezentanților Avocatului Poporului, care vin în audiențe lunar în orașul nostru. Taxarea este impusă printr-un ordin de la ANRSC, iar Consiliul Local a cerut societății furnizoare de agent termic să nu aplice prevederile acestui act normativ. Răspunsul primit de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare a fost unul clar. Dacă nu se conformează, Ecotermul își pierde licența de furnizare. În momentul în care noi am cerut conducerii Ecoterm să nu aplice prevederile acestui ordin al ANRSC, li s-a transmis, societății i s-a transmis că nu va mai primi licență pentru furnizarea agentului termic. De unde am tras concluzia că este un act normativ care trebuie dus la îndeplinire. Din păcate, cu repercusiuni asupra unei populații care nu beneficiază de agent termic. Deci este o inadvertență. Prin domnul deputat, noi am transmis niște materiale la Parlament în încercarea de a amenda acest
După luni întregi în care s-au preluat petițiile făgărășenilor, Ecoterm nu se poate salva de la insolvență prin încasarea acestor facturi. Este declarația reprezentantei avocatului poporului. Un număr foarte mare de cetățeni au sesizat atât în scris cât și verbal prilejul audiențelor acordate fie la Făgăraș, fie la Brașov, cu privire la situația, în opinia mea, anormală cu facturile Ecotermului, întrucât domnul primar a făcut referire numai la țevile din subsolul pentru care trebuie să plătească cotă comună. Sunt locuri care nu au subsoluri tehnice și vin facturi de 50-60 de lei, care cresc de la unul la alta. Ceea ce, în opinia mea, relevă foarte clar rea voința Ecotermului, care înțeleg că vrea să se salveze de la insolvență, dar prețul e mult prea mare plătit de cetățeni. Cetățenii care sunt branșați sunt minoritari față de cei debranșați. Există blocuri cu decât două apartamente branșate și ceilalți plătesc sume din ce în ce mai mari. Aș vrea să știu baza legală pe care Ecotermul emite aceste facturi. Ecotermul nu are sunt asociații de proprietari care nu au contract cu Ecotermul. Care este baza legală pe care se emit facturi? În replică, directorul societății Ecoterm spune că nu face altceva decât să respecte prevederile legale în vigoare, mai exact ordinul primit din partea NRSC. Nu o luați foarte personal și nu este cazul. Noi încercăm să găsim o soluție. Toți cetățenii sunt pe același, pe un prag de egalitate. Eu nu spun măsură să contest o lege. Credeți-mă că pentru noi ca societate nu ne convine să cheltuielile comune trebuie să aibă o bază, nu numai legea 114 face trimitere la plata cheltuielilor comune. Exact. Da? Ordinul 343 vine să completeze acea lege în care se specifică modalitățile de repartizare a cheltuielilor pe spațiile comune. Cheltuielile pe spațiile comune, da, trebuie făcute printr-un contract de furnizare, da? Deci eu înainte să faceți afirmații, v-aș ruga să verificați. Noi nu furnizăm energie termică decât unde avem contract cu asociația. Făgărășenii care nu mai sunt racordați la Ecoterm refuză să achite facturile lunare pe care le primesc din partea societății. Asta chiar dacă în prezent dețin centrale proprii de apartament. Cu toate acestea, societatea are dreptul să-i acționeze în instanță pentru a-și recupera banii. Problema întabulării terenului. Eu stau la bloc. Da? Eu când mi-am luat apartamentul, mi-am întabulat terenul. În momentul în care mi-am întabulat terenul, mi-am întabulat terenul și sub blocul meu, pe unde trec conductele lor, care nu s-a rămânit. Sigur că nu o să fiu absurd să vin eu acum să spun taieți conductele și dă-le afară. Dar nici nu accept concepția celui care a dat acest ordin, că el pe pământul meu face ce vrea. Și mai are și tu pe urmă să vină să-mi spună, domne, mie îmi plătești că în conductele respective trec pe acolo, cu atât mai mult cu cât din 20 de apartamente mai sunt 2 legați la Ecoterm. Întrevederea de ieri dintre reprezentanții avocatului poporului și conducerea Ecoterm în cadrul ședinței de plen a legislativului făgărășan s-a încheiat cu un acord între cele două instituții, conform căruia urmează să fie purtate discuții amănunțite pe marginea acestui subiect. Cetățile Făgăraș și Râșnov printre cele mai frumoase 3 fortificații din țară. Conform unui sondaj realizat de un site de știri, între cele mai frumoase 10 cetăți din România, 2 sunt în județul nostru. Cetățile Făgăraș și Râșnov au primit cele mai multe voturi din partea cititorilor, după cetatea Sighișoara. Cetatea Făgărașului este prezentată ca și un complex feudal a cărui construcție a început la sfârșitul secolului al XIV-lea și se continuă prin adăugări succesive până la mijlocul secolului al XVII-lea. A fost precedat de o fortificație din lemn înconjurată cu un șanț și un val de pământ atestat arheologic pentru secolul al XII-lea. Începând cu data de 27 aprilie 2012, paza cetății este asigurată de gardieni în costume medievale. Schimbarea gărzii se face în fiecare zi la ora 15. Taxa de intrare este 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, iar pe timpul verii cetatea este închisă lunea. Cetatea de la Râșnov este ansamblul fortificat situat pe dealul Calcaros, aflat la sudul orașului Râșnov, unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri fortificate din Transilvania. Cele mai vechi structuri păstrate până în prezent datează din secolul al XIV-lea, pe locul fortificației din lemn ridicate de cavalerii teutoni la începutul secolului al XIII-lea. Programul de vizitare este de luni până duminică, între orele 9 și 19 în perioada aprilie-octombrie și între orele 9 și 17 în perioada noiembrie-martie. Taxa de acces este de 10 lei pentru adulți și de 5 lei pentru copii, elevi și studenți.
Acestea au fost principalele informații de astăzi. Doamnelor și domnilor, pentru a ne urmări și pe internet, accesați adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Nova TV, urmează interviul săptămânii. Toate cele bune!